Cele mai importante știri economice ale zilei le aflăm chiar acum de la colega noastră, Adriana Nedelea, realizatorul Profit News. Bună dimineața, Adriana! Ce noutăți ne aduci? Bună dimineața, vă salut, bun găsit tuturor! Vorbim despre digitalizare. Am văzut că pandemia ne-a arătat că este crucială, doar că noi suntem la coadă. România și Bulgaria, potrivit Eurostat, au cele mai puțin digitalizate întreprinderi din Uniunea Europeană. Este incredibil. La ce ne ajută ea? Ciprian Teleman, fostul ministru al digitalizării, va fi alături de noi. Vorbim și cu Raluca Turcan, ministrul interimar al muncii, pentru că guvernul crește din disperare de cauză numărul lucrătorilor străini ce vor veni în România anul viitor. E nevoie de vreo 100.000 de muncitori străini anul viitor, pentru că noi ne avem în țară. Și ne interesează și faptul că CFR Marfă a fost executată de către ANAF, care scoate la vânzare vreo 200 de vagoane. Vrem să știm ce facem cu banii aceștia, câți bani ar câștiga. Toate datele la 10 fix la Profit News. Vă aștept. Le așteptăm, Adriana. Mulțumesc. Mersi.